Viața lor se ține de un fir de ață pentru că nu s-au vaccinat la timp. Vorbim despre pacienții internați la terapie intensivă la centrul COVID-19 din Bălți. Medicii spun că abia fac față numărului mare de internări, iar de la începutul anului au murit câte 2 persoane pe zi din cauza bolii. Din numărul total de pacienți, astăzi avem 15 pacienți vaccinați, din 130. Acești vaccinați care au ajuns la noi, da, care sunt, nu sunt în terapie intensivă, dacă nu erau vaccinați, ei aveau să fie aici. O pacientă de 55 de ani conectată la aparatul de oxigen și-a adunat puterile să ne spună cât de importantă este imunizarea. Simt că la șumievă, ești că la pala 30-a Da. На 5 дней, да, у меня очень было плохо. Но когда попала сюда, начала кушать не могла дома. Лодыжка чуть-чуть. Deși numărul pacienților care ajung la terapie intensivă crește de la o zi la alta, medicii abia mai rezistă. Acum e strașnic. E strașnic. Și e strașnic nu numai pentru pacienții, dar și pentru lucrătorii medicali care lucrează, că ei întotdeauna spun riscului. Că atunci când îl intubiezi sau îl reintubiezi, e riscul mare de a te infecta. Administrația centrului susține că majoritatea bolnavilor au nevoie de măști cu oxigen. Pacienții din ultimul timp care sunt internați la noi sunt mai gravi. Evoluția bolii este mai agresivă. Au nevoie și de forma medie, pentru că e periodic folosesc oxigen, dar totuși se află la priză cu oxigen. Printre pacienții de la centrul COVID din Bălți sunt și persoane vaccinate. 25% было поражение легких. И вызвал скорую, привезли в больницу и не жалею ни грамма. Вакцинировался в августе. Directorul centrului COVID din Bălți, Serghei Rotare, spune că aici sunt aduși bolnavi din toate raioanele de nord. Noi avem cam tot aceiași pacienți care îi aveam atunci când noi primim pacienții din nordul țării, nefiind deschise secții de COVID în spitale regionale. Dacă în luna iunie-iulie noi avem 30-40, acum noi avem 170-180 de pacienți numai din municipiul Bălți. Cea mai grea cifră este de 552 de pacienți care au decedat în primele 9 luni ale anului. Potrivit Ministerului Sănătății, municipiul Bălți este sub cod roșu de alertă epidemiologică. În perioada 11 și 17 octombrie, incidența cazurilor de COVID din Bălți a fost de 483 la 100.000 de locuitori. Același nivel de alertă este și în raioanele Clodeni și Sângerei.